La televizor vorbim despre planuri, de multe ori prezentăm povești frumoase, dar vrem să vedem și cum s-au desfășurat mai departe. Când ne-am văzut ultima oară cu Vlad Pop, ne-a zis: bă, eu mă duc să alerg la Arctic Ultra, la 6633, un eveniment despre care știm mai mult din online, desigur, și anume un ultramaraton în condiții foarte vitrege. S-a întors și ce credeți, a venit și cu locul întâi. Vlad Pop, bună dimineața! Bună dimineața! Bine ai venit, complimente pentru ce ai reușit. Mulțumim, am reușit împreună, pentru că cursa mea n-ar fi avut valoare fără prietenii și partenerii care au donat pentru cele 100 de burse educaționale. Erai pe canapeaua asta, parcă, și îmi ziceai că te duci să alergi nu pentru tine, ci pentru Magic Camp. Un proiect absolut senzațional, la care s-au gândit ceva oameni și uite, e dus mai departe. Hai să povestim oamenilor ce se întâmplă de fapt în Magic Camp. Magic Camp este o tabără care a luat naștere în 2014. Inițial au fost 30 de copii cu afecțiuni oncologice din România, iar anul trecut au fost 280 de copii din România, din Chișinău, și practic în fiecare săptămână venea câte o serie de copii de 20 sau 25 și am ajutat la activități de călărie. Tu te-ai dus ca voluntar, practic. Da. Bun. Și ți-a răsărit gândul ăsta că ar fi bine să faci povestea și mai vizibilă? Da, trebuia să ridic ștacheta și să găsesc o cursă suficient de nebună ca să pot să reușesc să implic oamenii în a dona pentru aceste burse educaționale. Așa că te-ai înscris la Arctic Ultra. Asta înseamnă că ai avut de alergat cât? 193 de kilometri. Sunt două curse, una de 620 de kilometri și cea scurtă, între ghilimele, de 193 de kilometri. Scurt, foarte puțin spus. 193. 193 de kilometri. Bun. De unde se pleacă în mare? Oamenii pot găsi repede pe Google Maps acum. Se pleacă de la Eagle Plain, este în nordul Canadei, în ținutul Yukon. Nu e frig deloc. Nu e frig deloc. Au fost doar minus 30 resimțit. Ok. Și am fost... Se merge tot în sus. Exact. Se merge către Tac-Tayac-Tac. Este ultimul oraș până la Oceanul Arctic. Ultimul oraș popular. Da, de-aia au și zis așa complicat. De-aia care i-au dat numele erau beți. Tac-Tayac-Tac. Cum să zici? Dacă ești beat, că e greu să poți să-i spui... Râmnicul Vâlcea, că n-ai dicție. Și atunci zici Tac-Tayac-Tac. Bine, așa s-a auzit de frig. Bun, ce ai la tine într-o astfel de expediție? Frumusețea cursei este datorită faptului că te poți bucura de natură și că ești independent acolo. Trebuie să iei cu tine sac de dormit, mâncare. Organizatorii îți oferă doar adăpost din checkpoint, din zonă în zonă, și apă fierbinte. Tu trebuie să ai tot ce ține de aici supraviețuire. Trebuie să pui tu ceva în apa aia. Da. Ți-ai luat o slăninuță? Nu. Nu, de ce? E că e grea. E grea, nu? Nu, nu m-ar fi lăsat la graniță. A, n-ai voie să transporti carne. Bun, în câte zile poți să parcurgi în condițiile astea, atenție, că nu s-au dus în pantaloni scurți ca acum la alergare, în câte zile poți să faci aproape 200 de kilometri pe frigul ăsta? Nu știu cum au terminat ceilalți, dar eu am terminat în 35 de ore și 30 de minute. Toată distanța, am dormit doar o oră jumate la unul dintre checkpoint-uri, la 100 de kilometri. Deci ai mers, alergat 100 de kilometri și abia după aceea te-ai culcat o oră jumate. Da. Și apoi m-am trezit, am mâncat și am terminat cursa. Adică am continuat cursa, pardon. Da, pare că te-ai dus la serviciu. Îți pare foarte tare. Înseamnă că ești foarte bine antrenat și stai bine și cu tărtăcuța. Cred că motivația de a alerga pentru copii și lecțiile pe care ei mi le-au oferit în tabără, că este un dar să poți alerga și că trebuie să trăim în prezent, pentru că mâine s-ar putea să nu mai fie, să nu mai stăm atât de mult în trecut sau să nu ne facem planuri extraordinare pentru viitor, ci să ne bucurăm de sănătate, de prezent, de familie. Și cu această energie am pornit și la Arctic. Nu mi-am propus să câștig, am vrut doar să termin cursa și să duc mesajul copiilor la Cercul Polar, dar cumva m-am simțit foarte bine acolo în frigul din ținuturile nordice. Am avansat treptat, am ajuns primul și cu zâmbetul pe buze am terminat cursa, pentru că cred că așa cum tabăra mi-a schimbat mie viața în acel moment, în 2015, cred că trebuie să fac și să dau înapoi acestor copii și acestei tabere, din motivul căruia am început să alerg, practic. Să știi că te chemam și dacă veneai pe locul 3 sau 4. Tu doar să mă suni, că de chemat te chemam. Complimente pentru ce ai făcut, mi se pare foarte greu ce ai reușit. De ce? Pentru că, uite, asta e fața mea când ies dimineața, iarna, și doar trebuie să-mi dau jos zăpada de pe mașină. După care intru la căldură, că mașina e deja caldă. Deci că am aceeași față. N-aș mai face nimic în minutele următoare și tu ai tot mers înainte. Da. Aici avem niște urme de prieteni ai naturii. Care... Am întâlnit un lup negru, un lynx, vulpe. E atât de frumoasă liniștea și natura acolo, dar atât de fragilă este viața, pentru că o oră, două poți să fii mort și să... Dacă nu ești atent la un lucru... Da. Se întoarce împotriva ta. Da. Atenție, nu există. Asta e startul. Aici sunt oameni. Ai tras după tine și tu un căruț de asta? Da, o sanie de 30 de kilograme care are tot echipamentul necesar, fără de care nu, organizatorii nu te lasă. Tu nu le-ai zis că tu nu vrei să stai prea mult pe drumuri. Că dacă le ziceai că faci 35 de ore, era foarte bine. Bun, ce oameni sunt la start? Eu asta vreau să știu. Că pare un om foarte normal, știi? Și cu toate astea, cred că în interior ești nu foarte normal. Ce fel de oameni sunt la startul ăla? Bănuiesc că sunt oameni care au vieți normale acasă, nu fug de ceva sau de cineva. Am fost la linia de start 20 de alergători din toată lumea, din Hong Kong, Anglia, Spania, Franța, Elveția, și fiecare a fost motivat de un scop. Unii au alergat pentru a-și depăși limitele, alții pentru diverse cauze. Da, diverse cauze. Din păcate, unii au terminat cursa, alții nu. S-a întâmplat ca unui alergător, Didier, el și-a dat foc la sanie pentru că a ajuns în hipotermie și cumva a simțit nevoia să se încălzească. Și au fost diverse situații în care au transpirat alergătorii pentru că s-au îmbrăcat prea gros și asta i-a scos din joc pentru că transpirația a înghețat la spate, sau din cauza bătăturilor. Chinurile obișnuite. Zi-mi cu lupul negru. Ieri am vorbit pe canapeaua asta cu un om care a zis că a stat o oră în șir să prindă un lup, să-l filmeze, ore și zile, și n-a prins niciunul. Cu toate astea, tu ai văzut un lup negru și el ce a zis de faptul că tu erai singurel, nu? Tu cu sania. Da, el era cumva departe, urmărea o pradă, cred că, pentru că tot timpul mirosea, dar cumva lucrurile se întâmplă atât de repede acolo încât nu le realizez decât mai târziu. La fel cum am avut parte și de Aurora Boreală, care este extraordinară. Nu poate fi povestită. Da, trebuie trăit măcar o dată în viață acolo, și halucinațiile pe care le-am avut spre finish și în care am văzut, nu știu, copacii luând forma oamenilor care vorbeau între ei și mi-arătau cumva calea, sau diverse persoane care au luat forma gheții pe Ice Road, pe drumul de gheață. O întrebare foarte simplă. Îți pui muzică sau ceva în timp ce alergi sau doar te auzi pe tine? De obicei nu îmi pun muzică și la 6633 Arctic Ultra nu ai voie cu muzică. Este interzis, te descalifică, pentru că sunt tiruri, mașini care circulă pe același drum, pe drumul de gheață, și atent, da, e periculos pentru tine. Trebuie să auzi când te atacă lupul, adică. Corect. Vlad Pop este pe canapea asta din două motive. Unul, pentru că ne-a promis ceva, că se întoarce nevătămat, s-a întors și cu locul întâi. Doi, pentru că povestea Magic Camp trebuie spusă mai departe. Vă rog frumos să căutați informații despre Magic Camp și dacă puteți pune umărul la treaba asta, să o faceți. Vlad și-a găsit viitoarea soție la Magic Camp, deci dacă lui s-a schimbat viața, putem să o luăm și pe partea asta. Nu știi cine e voluntar pe acolo, nu știi cum cunoști pe cineva. Spune-mi, te rog, când avem tabără? Știu că vă pregătiți de sezonul cald. Da, tabăra va începe pe iunie, după finalizarea anului școlar. Vom avea 12 săptămâni de tabără și abia așteptăm să mergem în tabără și să întâlnim copii noi, să-i revedem pe cei vechi, și dacă sunt telespectatori care vor să ajute, pot intra pe www.magicamp.ro sau pe Facebook, pe Magic Camp. Campania pentru cele 100 de burse nu s-a încheiat odată cu cursa de la Cercul Polar. Ea continuă până în decembrie 2019 și orice sumă contează. Vor găsi pe pagina de Facebook un link către... în forma de donare. Da, e simplu. Exact. Oamenii noștri sunt... Pe Magic Camp, pe Facebook, da. Orice donație contează, puțin câte puțin se adună și... Cred că educația este viitorul unui copil, să-i ajutăm să prindă aripi și să facă ce și-au visat, să fie avocați sau medici sau... Să le dăm, da, să le dăm un imbold. Mulțumim tare mult, vă rog să intrați online. Uite un om care a mers realmente la capătul pământului. Noi ne bucuram aici de... erau vreo 17-20 de grade, că urmăream lucrurile. În București era soarele ăla, fain de primăvară deja. Și altul s-a dus să caute minus 30 de grade. Este o treabă care trebuie menționată și aplaudată.